Oggi te
Iisus, El aduce mântuire. Vine Iisus, bucurie pe pământ. Vine Iisus, o ce mare fericire. Vine Iisus, Împărat și Salvator preasfânt. Vine Iisus, mângâiere și speranță. Vine Iisus, ochii mei îl vor vedea. Vine Iisus, o ce sfântă dimineață. Vine Iisus, îmbrăcat în toată slava sa. Îmbrăcat în toată slava. Iisus e viu, spune toată lumea, și ai nume sfânt, să lăudăm mereu. Dar să te întreb, tu drag creștin acum, îl simți pe el când spui, Iisus Hristos e viu. Iisus e viu, El trăiește în cer viu. Numele Lui este mare, mare și e sfânt. A treia zi a înviat însă în mormântul, luând asupra Lui păcatul întregii omeniri. Iisus e viu, El trăiește în cer viu. Numele Lui este mare, mare și e sfânt. Căci El e viu, viu din totdeauna, chiar te-a purtat cununa pentru păcătoși. Fiorul Duhului care îți spune să te pocăiești, căci pentru tine Iisus muri pe cruce, ca prin jertfirea Lui să poți să biruiești. Iisus e viu, El trăiește în vece viu. Este mare, mare și e sfânt. A treia zi a înviat însă în mormântul, luând deasupra Lui păcatul întregii omeniri. Iisus e viu, El trăiește în vece viu. Numele Lui este mare, căci El e viu, viu dintotdeauna, chiar te-a purtat cu luna pentru păcătoși. Nu e mort, nu e mort, El e viu și adevărat, a înviat, a înviat, să ne scape de păcat. El e Domnul păcii, Reul din Iuda, Prințul vieții, Domn biruitor. Nu e mort, nu e mort, El e viu și adevărat, a înviat, a înviat, să ne scape de păcat. El e Domnul păcii, Reul din Iuda, Prințul vieții, Domn biruitor. Nu e mort, nu e mort, El e viu și adevărat, a înviat, a înviat, să ne scape de păcat. El e Domnul păcii, Reul din Iuda, Prințul vieții, Domn biruitor.
Iisus e viu. Tu nu mă lași, nu
să văd nici moartea niciodată. Cu tine alături am să fiu pe veci. Eu n-am să văd nici moartea niciodată. Cu tine alături am să fiu pe veci. Cu tine în gând străbat în zor cărarea, cu tine eu veghez în ceas târziu. Când tu mă mustri, simt adânc mustrarea, și când te bucuri, totdeauna știi. Dar sângele salvării a scris nu. Oricât eu fost, eu le-am uitat pe toate, și bine știu că le-ai uitat și tu. Oricât eu fost, eu le-am uitat pe toate, man.
Sunt la tine.
seara, dragi prieteni, bine ați venit la studiu. În seara aceasta, așa cum vă descoperă deja titlul pe care noi l-am pus la acest live, vom încerca să venim cu tematica în continuarea celei de vinerea trecută. Tematică pe care am găsit-o foarte folositoare pentru că a făcut ceva valuri. Se pare că doar la valuri foarte serioase sunt ceva reacții palide, șterse. Nu vă ascund dezamăgirea și mă folosesc de 2-3 minute de timpul acesta până când Sebi vine pe scaunul lui. Nu vă ascund dezamăgirea și, dacă vreți, chiar nemulțumirea pe care o am de fiecare dată când persoane de la care ar trebui să am pretenții, că nu mai am, ar trebui să am, dar n-am, reacționează foarte nepotrivit. Ce înțeleg eu prin reacționează foarte nepotrivit? Când cineva vine cu un studiu pe baza textului Scripturii, ar trebui, zic eu, să îi se acorde acelei aserțiuni, acelei idei, o cercetare preliminară, sumară, ca să se constate dacă merită aprofundată cercetarea. Și apoi, dacă se găsește ceva bun în acea zonă pentru cercetare, să se facă o cercetare imediată și aprofundată cu toate mijloacele și folosind toate resursele intelectuale de care cineva dispune. Însă lucrurile nu se întâmplă așa. Am senzația de cele mai multe ori că latru ca un câine. Ați văzut un câine dintre ăla, cum este Tilic al meu. Se duce la poartă, se pune în funduleț pe scări, și latră la trecători. Dar niciun trecător nu-l bagă în seamă. Câte unul așa se uită spre el și zice, uite ce cățel frumos. Aia e tot ce poate să obțină Tilic al meu de la trecătorii de pe stradă, în urma eforturilor consistente pe care nu de puține ori le depune. Am impresia că de cele mai multe ori latru ca un câine, iar urechile celor care aud acest lătrat, puneți voi ghilimelele de rigoare, sunt prea surde sau prea ocupate sau prea aglomerate sau prea plictisite sau prea... Nu, na, dar nu latră un câine. Vorbesc doi oameni din Scriptură și propun întregului spectru teologic al vorbitorilor de limbă română, propunem idei, propunem o interpretare, o analiză a Sfintei Scripturi cum nu s-a mai auzit de pe vremea apostolilor încoace. Iar ei, cu toții, se prefac că nu aud. A rare ori când reușesc eu să șochez, și de data aceasta vineri mă refer, vinerea trecută am șocat cu afirmația, ce indignare a produs această afirmație, nu vă mai spun, cu afirmația că mai bine mă uit la un film XXX decât să ascult și să particip ca închinător la un serviciu divin. A fost indignare maximă pentru afirmația aceasta. De parcă serviciile divine n-ar fi acte de desfrâu, așa cum am arătat
zic eu, magistral în emisiunea de vineri seara trecută. Deci a trebuit, Sebi este și el aici pe scaun lângă mine. Vă salut cu drag și vă spun bun venit tuturor. A trebuit să ne expunem și sub acest cuvânt expunem, cred că cine este inteligent înțelege ceva, ca să obținem din partea celor care se pretind a fi cercetători ai Sfintei Scripturi o mică reacție. Ai și obținut-o. Reacția se află în atitudinea lor. Tu știi, zice, i-a băgat degetele în urechi, fiindcă avea un drac sur și mut, nu ieșea de acolo. Dragii noștri, abordăm astăzi o temă care este ușor, dacă vreți, în continuarea celor discutate vineri seara trecută. Am și primit câteva reacții, da, pe SMS direct, Eu câteva, tu câteva. de la așa zis prieteni, pe care să-mi fie cu iertare, îi doare nu știu unde de adevărurile Scripturii, s-a oprit doar în dreptul licențelor, sau dacă vreți, a limbajului licențios al lui Flavius. Mă, eu chiar m-am abținut Abținut. foarte serios vineri seara trecută. Nu și Biblia, care a dat cu cuvinte în stânga și în dreapta, doar o nimeri vreun suflet. Însă nu i-a nimerit decât pe cei care, în mod, dacă vreți, tradițional, ne urmăresc pe noi. Sunt unii care trebuiau să fie loviți și atinși de cuvintele Scripturii, iar aceia nu au fost atinși de cuvintele Scripturii, ci de, repet, licențele lui Flavius. Iar lucrul acesta, cel puțin din punctul smerit de vedere a unui țugulan în opinci, adică în speță persoana ce vă stă în față, este destul de necurat lucrul acesta, cum am spus. Ca din multele cuvinte care s-au citit din Scriptură și sensul absolut generos care s-a dat acestor cuvinte, niciunul dintre ele, nici eu știu, iota, știi tu, iota, caracterul acela, diacritica aceea cea mai mică, n-a atins pe nimeni dintre acești incriminați despre care vorbesc. Și iată că cuvintele greului, nemai văzutului, nemai auzitului Flavius Pană i-a atins și mai tare. Eu i-aș invita pe toți să se analizeze, să înțeleagă postura în care se află și să se întrebe ce cred și ce așteaptă ei de la credința creștinească în momentul când reacționează în felul acesta. Mi-a spus cineva. Deci cuvintele Scripturii față de cele două cuvinte pe care tu constant le-ai folosit vinerea seara trecută, nu le mai amintim aici, cuvintele Scripturii au conținut licențe și mai grozave, până la grotescul firesc acceptat unanim. Doar că acele cuvinte nu a atins timpanul care trebuie. Eu Iertați-mă că trebuie să mă le-am pus într-un exprim cu ton, diapazon. nu cu cuvinte, cu ton ironic, asupra unor indivizi care, vorba lui Flavius, pretind că sunt creștini. Nu m-am referit încă la predicatori, căci despre ei vom vorbi astăzi, în cuvinte duioase, din cauza că vom cita întâi și întâi predicatorul cel mai elocvent. Nici nu cred că am dispoziția în seara asta să le descriu stările existențiale. Cred că vom pune accentul pe predicatorul
care apare iar și iar în Sfânta Scriptură, iar ceilalți să se vadă și să se recunoască. Când zic ceilalți, mă refer și la noi, da? Să ne vedem și să ne recunoaștem prin analiză comparativă. Că nu este greu de făcut lucrul acesta. Acum îmi spunea cineva, mi-ai frânt inima, cum ai putut să faci acele asocieri? Cum ai putut să faci afirmația că sinagogile erau case de desfrâu? Și eu am zis... M-a sunat și pe mine cineva ieri. Prieteni dragi. Și m-a sunat cu consistență și insistent. Dar nu i-am răspuns. Îi voi răspunde azi, în prezentare. A apucat accidental și năucitor să audă prezentarea. Ce s-a întâmplat? Eu nu am... De ce nu am? Pentru că am băgat totul așa cum trebuie. Stai, n-ai curent. Păi de ce n-am? De ce n-am? Deci, dragilor, gândiți-vă bine ce căutați. Eu știu, pe la biserică, ca să nu spun în altă parte. Gândiți-vă bine ce credeți. Sunt mai importante cuvintele lui Flavius Pana decât Sfânta Scriptura? V-ați potignit în cuvintele lui și ci nu în versetele acelea grave? M-am gândit... Că am citat versetul din Ezechiel, scuză-mă, Flavius. Zice, tu ești fiica mamei tale. Așa spune acolo. Și să nu mai zic mai departe. Să nu reluăm. Să nu rerulăm cuvintele acelea teribile. Niciunul din acele cuvinte nu te-au atins, dragul meu, care m-ai sunat? Da, tu care mi-ai trimis mesaj, SMS... Niciunul din acele cuvinte nu te-au atins? Te-au atins cuvintele lui Flavius Pana? În Flavius Pana, crede el. Sau fără Flavius Pana. Dar sistemul de referință Flavius Pana este pentru el. Asta am înțeles. Auzi, ce-o fi reușit să-l scoată pe Amos din minți? Da, pe mine nu m-a scos. Eu nu sunt prorocul Domnului. Ce-o fi reușit? Însă sunt tentat acum să citesc SMS-urile trimise de prietenii mei, cu ghilimele de sârmă ghimpată. Sebi, Amos a predicat în Samaria, prietene. Și l-au scos din minți pipițele alea de acolo. Probabil niște moderniste ale epocii lor. Da. Niște doamne și domnișoare care aveau de toate și cărora Amos le sunt convins că Amos nu le-a vorbit doar prin cuvintele din capitolul 4, versetul 1, ci le-a vorbit de mai multe ori. Ce avem noi consemnat aici este o stare de lucruri dintre aceea dusă la extrem, în care Amos le întâlnește, le descrie și le face într-un limbaj, cum să spun, ce a scos Amos din toată povestea asta? Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan? Da, traducerea asta juncană e cornileșciană. Chevacă direct. Exact asta a scris omul. Ascultați vițele cuvântul din acesta, Basan. Vite din Basan. Asta a scris aici. Amos.
Adică cum să te adresezi... Prorocul din Tecoa. Da, cum să te adresezi unui popor? În spațiu public. Le face și vaci și bețivange. Deci în primul verset le face vaci și în primul rând le face vaci și în ultimul rând bețivange. Dă-ne să bem. Ok. Dragii noștri, sunt mulți care pretind că sunt predicatori ai neprihănirii astăzi. De ce l-o fi pus Sebi Dumnezeu pe Isaia să predice dezbrăcat în fundulețul gol 3 ani de zile? Ca să atragă atenția pentru un popor care nu mai auzea și nu mai vedea decât lucruri senzaționale. Vorbea Mântuitorul cel scump cu ucenicii cândva. Și dintre multele cuvinte pe care li le-a spus, ei au remarcat doar când au zis ce vor fi războaie, vești de războaie, și ei au zis: unde, Doamne, unde, unde? Iar el le-a răspuns în doi peri, dar totuși un adevăr. Zice: unde vor fi hoiturile, acolo vor veni și vulturii. Unde? Din tot ce le-a spus el în celebru capitol 24 din Matei. Din Matei sau 13 din Marcu, da? Ei au prins doar un cuvânt. Fiindcă eu aș fi, dacă eram prezent acolo, rămâneam încremenit când spunea că nu va rămâne piatră pe piatră cu privire la templu. Aș fi rămas șocat și mi-ar fi ieșit din gură o ploaie de întrebări. Cum adică? Stai o clipă, ce spui aici? Spune mai clar, nu mă. E vorba totdeauna de un duh. Al indiferenței? Mut? Sau al suficienței? Surd? Orb? Mut, surd și orb. Există un drac specializat în surzenie și în orbire. Și în muțenie cu atât mai mult. Uite-i cum au tăcut și n-au zis nimic. Decât n-au mai suportat câțiva, așa zici, prieteni de-ai noștri, și n-au mai suportat cuvintele. Iar în finalul discuției pe care am avut-o, una dintre ele, a fost: ceea ce mă deranjează cel mai tare, zice că te știu de mult, nu sunt licențele tale verbale, ci pretenția că nu mai voi aveți dreptate. Și dai seama că eu am început să râd. Am început să râd și am spus: nu avem pretenția că numai noi avem dreptate. Avem pretenția că numai noi tratăm serios aceste lucruri. Și ne mai muțărim în toate felurile în speranța să câștigăm încă unul, încă doi, încă trei, care să trateze în serios aceste lucruri. Mai am o pretenție pe care trebuie să o mărturisesc public. Am pretenția deslușită și pe față că ei, aceștia, toți, fac lucrarea celor extraterestri care nu sunt de tocmai de partea pozitivă a istoriei. Da, am și o astfel de pretenție. Și anume că toți acești indivizi care se pretind slujitori ai Domnului, de la înalt preasfințitul, auzi titlul blasfemic, înalt preasfințitul, și până la ultimul predicator de mahala, fac lucrarea altcuiva, nu a Duhului cel veșnic. Fac lucrarea unor extraterestri dubioși, care au intersectat istoria lumii noastre. Mă gândeam astăzi când am venit de la Ploiești,
Eram singur în mașină și mă gândeam cum abordăm în seara asta subiectul. Și mi-a venit în minte așa eficiența unor dialoguri, unor controverse, a unor studii comparate pe care noi le propunem. Și ziceam așa în mintea mea, nu suntem prea eficienți. Trebuie să găsim ceva, trebuie să facem ceva, nu știu ce, cum, să fim mai penetranți, să fim mai eficienți. Și atunci mi-a venit în minte ca o comparație și am zis, bă, da, Nica, prin celebrele acelea emisiuni pe care le făcea el pe la Speranța vine, joi seara. Cine e asta? Tiberiu Nica. Nu înseamnă nimic pentru nu, mine. Nu, eu nu vorbesc de indivizi, eu dau numele, okay. Eu dau numele doar ca cei care okay. Ne aud să știe la ce mă refer. N-ai văzut ce superficial vorbea? Nu despre el vorbesc, ci despre emisiunea în sine, despre platoul acela în care se întâlnesc reprezentanți, așa zici, mai răsăriți ai anumitor căprării și discută între ei pe anumite subiecte și s-au întâlnit de multe ori aceiași oameni. Însă știi ce mi se pare paradoxal? Și acolo se vede până la capăt dracul ăla de care spui tu, mut, surd și chior. Din sutele acelea de discuții pe care le-au avut, nimeni n-a convins pe nimeni. Deci niciunul dintre ăia de acolo, în sutele de ore de controversă pe teme diverse pe care le-au avut, n-a venit la un moment dat să zică, băi, uite, eu am analizat, sau uite, știu deja, pentru că am cercetat în trecut, că ceea ce spune domnul Sebi în clipa aceasta, care este reprezentantul bisericii ălora care au popice subacvatice, ca nu știu ce dogma serviciu divin, dogma credinței. Sau ca siglă, da? Niște popice băgate într-o găleată cu apă, popice subacvatice. Ei cu asta se ocupă. Uite, are dreptate fratele Marinică sau domnul Marinică. Sau dimpotrivă, nu are dreptate. Nu, toți au spus că n-au dreptate. Toți se contrazic între ei. Deci nu contrazicerea e problema, tu nu înțelegi că în sute de ore nimeni n-a reușit să convingă pe nimeni? Stai o clipă, că tu te uiți în ograda în care nu trebuie să te uiți. Și știi de ce? Fiindcă măcar acolo s-au contrazis unii pe alții, da? Arată-mi și mie măcar unul care face efort minim să ne contrazică pe noi. Arată-mi-l și eu bat din palme. În momentul ăsta stau și în cap în fața audienței. De ce nu există? Arată-mi un om care a venit să ne contrazică pe noi. Păi eu pot să-ți arăt un om, dar nu dintre conducătorii religioși. A fost lăiu de câteva ori până când i-au pus ăștia pumnul în gură și au zis lasă-i în pace că dacă îi contrazici, te demontează. Îți amintești că ne-a promis el că să ține de capul nostru și am făcut eu emisiunea aceea Biblia versus Florin Lăiu. Descria Gili pe chat, lasă-l bă că l-ai omorât, l-ai fărmat destul. De la Benia am făcut... Nu mi s-a părut că s-a purtat suficient de consistent domnul Lăiul cu Scriptura. A scris pe chat ceva doar. Pe comentarii ceva, da? Nu era de bun simț să apărem în spațiu public să discutăm o tematică? Păi nu l-am sunat și l-am invitat? Și a zis prima dată că da. Și zic ok, atunci o să stabilim, să vedem cum putem să facem și facem. Să facem un dialog, uite cum suntem aici. Ok, care este treaba și de Evita? Și după aia a zis că nu, pentru că noi suntem niște indivizi care căutăm numai senzație
și să ne folosim de numele Lui ca să ne umflăm ratingul. Să ne umflăm ratingul? Arată-mi și nu mie. Nu era în mașină cu mine. Arată-mi și mie câte vizualizare are El pe net. Câte vizualizări are și arătăm și noi câte vizualizări avem noi. Dacă așa stau lucrurile, să vedem care pe cine, a cărui rating îl umflă în situația asta. Nu e obiectiv să punem problema în felul ăsta? Ce soluție ai tu la faptul că, eu mă refer la conducătorii religioși, vezi tu, noi discuția asta o purtăm într-un spațiu public cu un chat care este prezent acum, cu un live compus din 130 și ceva de unități de calcul, da? De calculatoare, de laptopuri, de ce or fi acolo. Evident că oamenii aceștia sunt interesați. Evident că mulți din oamenii aceștia care participă la aceste studii au venit cu aserțiunile lor și fie că ne-au susținut, fie că ne-au contrazis. Iată că avem... Nu. Dar eu nu la ei mă refer. Eu când am spus să-mi arăți pe cineva care ne contrazice, care ne-a contrazis în spațiu public... Sau măcar se bage în dialog cu noi. Mă interesează o persoană care să se țină constant să demonstreze și să arate cu Scriptura că lucrurile stau altfel. Nu-l vezi, nu-l găsești, nu există. Asta încerc să-ți arăt. Da, prieteni, dai noștri apropiați cu care am dezbătut în fel și chip idei și care ei au venit cu un punct de vedere, da? Noi am venit cu alt punct de vedere, da, asta da. Dar mă refer dintre toți acești contrazicători, cum să-i numesc public, care fiecare au poziția lor. Arată-mi și mie unul care a reușit cu Scriptura. Cum îți explici de ce nu este? Este demonul despre care vorbeam, surd și mut, care s-a pus între noi și ei restul. Nu, observ, există dialog la toate nivelele între aceste culte, sau cum să le numesc, între acești predicatori. Inculte, mă, nu culte, inculte. Da. Căprării. Dar cu noi nu există niciun fel de dialog. Noi suntem persoana non grata pentru ei din cauza unui lucru simplu de tot pe care îl susține. Fie că țin ei vinerea, fie că țin ei miercuria post, fie că țin sâmbăta morților, fie că țin sfânta zi de duminică de la Constantin Citire, știi tu. Toți au canale de comunicare între ei în care pot să se și contrazică. Și se contrazic bună oară, fiindcă căprăriile lor au ordini interioare diferite, da? Însă noi spunem un lucru care îi pișcă îngrozitor. Și anume că tot ceea ce fac ei, administrarea de autoritate pe care o exercită, cu Scriptura în mână, este urăciunea pustiitoare, așezată în locul în care nu trebuie să stea. Asta spunem noi despre ei. Ei au înțeles bine despre ce vorbim. Au înțeles bine când ne referim că Duhul cel perpetu și necurmat din casa lui Dumnezeu a fost îndepărtat ca să-și pună ei fundurile acolo. Să uzurpeze casa lui Dumnezeu, să o administreze după bunul lor plac. Să facă ce vor. Iar Scriptura a numit direct lucrul acesta urăciunea pustiitoare. Și referindu-se la arhetipul, sau dacă vrei, cinsul din vârful piramidei acestei construcții, Scriptura o numește direct. Omul fără de legii, așezat în casa lui Dumnezeu, în locul lui Dumnezeu. Dar nu predică și ei lucruri bune?
Cum ar fi... Nu îndeamnă și ei la curăție sufletească? Nu mobilizează și ei la întrajutorare? Uite, de exemplu, cum s-au mobilizat acum pentru Ucraina toate bisericile creștine din Europa și America, indiferent de căprărie. Tu știi, pe mine mă determin în momentul ăsta să spun o parabolă tristă de tot. E ca individul ăla căruia îi bate poliția la ușă și iese la poartă și zâmbește, dar el în frigider are un cadavru tăiat bucăți. Ai înțeles? Și ce, nu zâmbește și vorbește plăcut cu reprezentanții legii? Tu nu înțelegi că ei toți au obiectul interzis? Cum ziceai tu, lucru dracului în casa popii. Cu toții, fără excepție, administrează acest ceva. Dreptul executiv omenesc așezat în locul dreptului executiv duhovnicesc. Duhovnicesc al Duhului. De ce simplu? Toate acele suflete grămadă ar fi trebuit să fie, acele suflete ale credincioșilor, ar fi trebuit să fie o locuință a Duhului, casa lui Dumnezeu, cum o numește Scriptura, templul pe care odrasla l-a construit, da? Nu cred ei toți în Mântuitorul cel scump? În odrasla, în sămânța lui David, cum a fost numit, nu? Da. Nu cred ei cu toți în el? Ba da. Și n-a zis un prorocul, iată un om pe nume Odrasla, va veni și va construi, va zidi templul Domnului? Da. Nu ar trebui din cauza asta ca ei toți care cred în Mântuitorul cel scump să se constituie în casă a lui Dumnezeu, să fie toți o locuință a Duhului, o casă duhovnicească, construită din pietre vii? Iată că nu se poate. Lucrul acesta din cauza că această casă există, însă e locuită de altcineva. De acel ceva pe care cornul cel mic l-a adus în casă și nu mai iese de 1000 și ceva de ani de acolo. Stă acolo, bine, mersi. Și toți adunați în tainică și sfântă sărbătoare, aduc rugăciuni și laudă și vorbesc între ei cu cântări și psalmi. Atât de duios și plăcut, nu cum vorbesc nebunii de Flavius și de Sebi. Dragilor, vorbim despre cele mai grave lucruri care există în sânul creștinismului astăzi. Cu Scriptura în mână, dacă cineva ne poate cu consistență acuza că ceea ce susținem noi nu este cu Scriptura, ci sunt nălucirile minții noastre, eu știu, suflu minții. Să ne arate cu Scriptura, că e greșit ce spunem. Dacă nu, de ce nu doresc să ia atitudine față de acest adevăr? Când am zis predicatorul, la cine te-ai gândit? La cel care de drept este predicator. La Duhul cel veșnic. Tu ai văzut cum a spus, zice, cuvântul Domnului a venit la prorocul cutare. Nu spune așa? Da. Cuvântul Domnului. Acel purtător de cuvânt al Domnului. Acea purtătoare de mesaj. A venit la, purtătoare de mesaj. Zice, cuvântul Domnului a venit la Ezechiel și a spus, ce vezi, Ezechiele? Zice, este o carte. Ia-o și mănâncă-o. A luat-o și a mâncat-o, zice, în gura mea a fost dulce ca mierea. Ce, du-te la poporul acesta, îndărădnic. Și cu fruntea ca diamantul. Și spune-le cuvintele mele. Da, acela era un martor, un purtător de cuvânt, un predicator al neprihănirii, trimis de Duhul cel veșnic. Este adevărat? Da. Vor să ignore total
toată această armată de predicatori și de proroci de astăzi vor să ignore total că Dumnezeu are doar doi trimiși. Timp de 1000 și ceva de ani, Dumnezeu are doi martori. Cum adică? Doi unși, doi proroci. Te referi la cei descriși în Apocalipsa 11? Da, și în Zaharia 4. Stai mă, Sebi, că tu acum te apuci să zici în cuvinte foarte miezoase și mieroase. Așa. În cuvinte liniștite și într-un, da? Lucruri mai grave decât am spus eu vinerea trecută. Le spunem, Flavius, în fel și chip, în nădejdea că poate totuși poate o ureche. Tu ai văzut cum a fost scena aceea din întâlnire de gradul 3? Era filmul la odinioară. Când s-au întâlnit cei de la NASA cu niște extraterestri. Au constatat ei că pe o anumită frecvență pe care o emiteau ei, puteau comunica cu ăia, însă ăia reacționau pe frecvența asta modificată cu nu știu câte octave mai jos. Și când ăștia scoteau un sunet subțirel, ăia răspundeau cu un sunet grav. Și diferența de octave care exista, sau eu știu de... Diferența care da, exista. Da, de armonie, de frecvență care exista între cele două emisii, au constatat ei că semnifica ceva. Probabil sunt urechi și mai sensibile care au nevoie de vorbire eufonică pentru a înțelege unele adevărul al Scripturii, nu tunetele și fulgerele de vineri seara trecută. Tu ai zis acum, printr-o vorbire domoală, că toți predicatorii de astăzi, te referi la toți cei ce slujesc așa zisului altar, da? Care pretind că sunt unși ai Domnului sau preoți sau eu știu ce pretind ei că sunt. Sunt trimiși de oricine altcineva, nu de Dumnezeu. Indiscutabil, nu sunt trimiși de Duhul. Din cauza că Dumnezeu are astăzi în lume doar doi predicatori. Da, adică tu și eu. Vrei să vezi cât de fundament... N-auzi nimic ce zic eu acum? Ba da. Adică doi predicatori, adică tu... Nu m-am referit la mine și la tine. Păi nu suntem doi? Putem să fim și 70, nu 2. Sau 2000 dacă îți place cifra 2. Dar noi vorbim la aici... La cine te-ai referit? Cum la cine m-am referit? Uite, o să-ți vorbesc acum ceva fundamental. Ucenicii Domnului Hristos, care au fost, cum să spun eu, martori nu în sensul acesta... pneumaticos, cum să spunem, duhovnicesc, da? Nu în sensul acesta au fost ei martori inițial. Că Petru a zis o vorbă, știi cum a spus el? Ceea ce am văzut, el a scris epistola lui. Da. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea mărturisim și spunem noi. Ei erau martori în sensul cel mai real și direct al cuvântului. E adevărat? Da. Ar fi fost ei, ca să spun așa, din punct de vedere bisericesc, cei mai potriviți și avizați oameni să meargă și să spună ce au văzut, ce au auzit și ce au atins? Da. Și cu toate astea, Domnul nu le-a dat voie să ducă. Fiindcă le-a spus o vorbă. Vezi, rămâne în Ierusalim. Asta vreau să arăt tuturor și să înțeleagă ce cuvinte grave sunt astea. Vreau să-ți spun că tu trebuie să te faci foarte clar înțeles. Acum mie mi-este... ok. Deci apostolii... Eu trebuie să te urmăresc cu atenție. Trimișii, da? Când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Adică, în sfârșit, demarez proiectul... Ce așteptam noi de atâta timp? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim,
în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Eu te întreb, Domnul Hristos nu le arată punctual aici că ei nu pot fi martori ai Lui până nu primesc Duhul Sfânt? Ba da. Puteau ei fi predicatori ai Lui până la momentul arătat aici, la care era clar, era ziua cincizecimii, era un eveniment care avea să aibă loc 10 zile mai târziu. Puteau fi predicatori, dar nu ai Lui. Asta discutăm. Iar Domnul le-a spus textual, în altă parte, voi rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere. Și apoi îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Această condiție... O să pui versetul pe ecran. Această condiție, Flavius... O ignoră toți de la un cap la altul. N-ai cum să fii predicator și martor al Marelui Împărat. Ai Marelui Împărat? S-a dus bosul să îi spună lui nevastă sa să facă și ea o mămăligă. Și a zis, fă și tu o mămăligă. Dar n-avea mălai. Și a zis, n-am mălai. Dar ce fă? Fără mălai nu merge. Fă și tu fără mălai. Bate palma, că aici se potrivește perfect. Tu vrei să spui... Că fără Duhul lui Dumnezeu nu există predicator. Nu există martor al lui, nu există uns al Domnului. Chiar așa de strict? Ce ți se pare strict într-o chestiune simplă? Imaginează-ți că într-una din zile se duce unul și te reprezintă pe tine, pe nu știu unde, fără să fi vorbit nimic cu tine. Îi spar capul. Ți se pare strict ce spun eu? Dacă mă reprezintă exact așa cum sunt, s-ar putea să-mi convină. Cum ar putea să se ducă într-o chestiune serioasă de viață și de moarte... Tronul lui Dumnezeu, dreptul său de executiv a fost pus la îndoială, nu pe planeta asta, în altă parte a spațiului, iar conflictul acesta politic a fost exportat pe pământ, vrând nevrând, da? Da. Cum ar putea, într-o chestiune atât de gravă și serioasă, cineva să se ducă, fără să-l fi trimis el, și să-l reprezinte cu succes. Ca martor, într-o chestiune, repet, de viață și de moarte. L-au vrut să-l omoare pe Dumnezeu, mă, ce vrei mai mult în toată povestea asta. Dar ca să-l parafrazez pe prorocul Daniel, o voi spune pe față. Au făcut-o și au reușit. Au reușit să-l târască pe Dumnezeu din cer pe pământ, e adevărat? Da. Au reușit să-l jignească, să-l scuipe în față, să-l bată cu bețele peste cap, să-l omoare, să-l jignească cum vor ei, să-l scuipe, da? Da. Au reușit, au făcut-o, da? Da. Într-o chestiune atât de solemnă ca asta, că e doar o chestiune de timp până când toate civilizațiile luminii vor veni aici să ne tragă la socoteală ce am făcut cu el, da? Cu Marele Împărat, cu Domnul Gloriei, cu Împăratul Măririi. Ce ați făcut voi cu el? E doar o chestiune de timp până vor veni toți grămadă aici să ne întrebe. Ia zi, tu, ce-i cu tine, de partea cui ești în toată ecuația asta? Cum aș putea să-l reprezint eu fără să mă trimeată el? Nu m-aș fi mutu care m-am dus să fac o trăznaie. Ai văzut ce spunea în ziua aceea când s-a dus la Ioab tinerul ăla și că mă duc eu să-i spun împăratului, taci bă, stai calmat aici, ăla stai gâtul când o să audă. Și că mă duc eu să-i spun. Când murise Absalom? Da, mi-aduc aminte. Ăsta era martor, că îi spusese împăratul, zice, să te porți blând cu fiul meu Absalom, da? Uh-huh. Iar... un tinerel când a auzit că a murit Absalom, zice, mă duc eu să-i dau veste bună împăratului. Și a zis, nu te duci, a spus ăsta, dar zice, mă duc, bine, du-te, treaba ta. Da.
Și când s-a dus, zice, he, cum e? Cum să fie împărate? Așa se facă dușmanilor tăi, cum s-a făcut lui Absalon. S-a dus și el să-l reprezinte pe marele general Ioab, știi? Cum ai putea tu, într-o chestiune atât de delicată cum e cea de uzurpare a autorității, a dreptului suveran, al împăratului universului, să te bași tu acolo martor în toată... Să iei apărarea lui Dumnezeu fără să te fi trimis el. Da. Și atunci toți predicatorii... Gălăgie mai nesfântă ca asta, nu, nici că s-ar putea în tot nesfântă? Păi, dar cum s-o numesc altfel? În tot universul nu s-ar găsi. Da, mă, Sebi, dar la amvoane... Când veneam încoace... Ce vorbești de la amvoane, mă? N-ai văzut ce frumos și eufonic cântă când oamenii veneam, aia? Când veneam de la Ploiești și mă gândeam... Eram prin Florești, pe unde deschiolează ăștia drumul. Așa, deschiolează. Și cine crezi că la pas militaresc mergea pe trotuar? Se ducea spre DN1? Așa. Prin centrul Floreștiului. Cine? Nelu Dobrică. Așa. Pastorul de la... Am lăsat geamul jos și am zis, mersul pe jos face piciorul frumos. Așa. Și el când a auzit că strigă cineva vorba asta, dar nu i-am zis, bă, Nelule, cu tare, nu știu ce, nimic. S-a uitat spre el și zice, bă, ce faci, bă, trăiești, nu știu. Și eu m-am dus, că mergeam încet pe grohotișul ăla și el, cu pas militaresc, se ducea sens spre tine. Da, și stăteam și mă gândeam, zic, de când n-am mai văzut un pastor mergând pe jos, plecând din district de la el. Și am zis în mintea mea, să-l binecuvinteze Domnul pe Nelu. Că putea să stea acasă, să uite la ceaiul de la ora 5 sau ce știu eu să facă, da? De când era vorba lui Cornel, de când era Neamundeanu pe aici. Și eu te întreb, Sebi, nu fac și ei ceva bun? Îi învață pe oameni blândețea, îi învață pe oameni smerenia. Nu ți-am mai răspuns la întrebarea asta. Bă, hai să mai răspund o dată, nu intră în cap. Tu ți-amintești când am făcut eu prima emisiune de la Benia mai cu ciufulele așa și am început să, cum să spun, să dau în stânga și în dreapta în căprării. Așa. Ți-amintești când ne-a trimis Abel mesaj și a zis nu mai vorbiți așa de celelalte biserici, că și în biserici se găsește ceva bun. Și atunci când ți-am citit eu mesajul de la Abel, ai râs și ai zis... Omul ăsta nu înțelege nimic din ce facem noi. Deci eu te întreb acum, că tu ai făcut o afirmație, repet, eu sunt un superficial cu emisiunea de vineri seara pe lângă afirmația gravă pe care ai făcut-o tu acum. Tu ai spus în cuvinte foarte corecte și domoale că niciun predicator de la amvoanele de astăzi, începând cu bisericile tradiționale și terminând cu cea mai nou-nouță sectă de cartier, nu este trimis de Dumnezeu. Dar este adevărat lucrul ăsta. Nici măcar noi? Păi noi n-am avut niciodată pretenția asta. Ți-a adus tu aminte ca în ăștia 7 ani să fi spus noi vreo vorbă? Tu ai spus vreodată așa ceva? Că te-a trimis Dumnezeu? În ăștia 7 ani nu, dar înainte da. Însă eu știu un lucru despre experiența ta personală. Că atunci când l-ai întrebat în seara aceea s-o numesc fatală, s-o numesc plină de lumină noaptea aceea, ți-a spus punctual, tu vei proroci din nou. Eu te întreb, n-a zis fost tu o vei. Por... Da, cum a spus? A zis, tu să proroci, a zis? Hai, hai. Ce, am întrebat, ce, și, da, bun, asta am înțeles că harul tău mi este de ajuns, dar ce să fac, că nu știu ce să fac. Și a citat exact versetul din Apocalipsa 10.
A zis trebuie. Să prorocești din nou. Eu am înțeles că acel cuvânt de acolo, prorocești, se refera la să predici profețiile. Tu știi cum înțeleg eu ceea ce ai experimentat tu atunci? Nu ca pe o poruncă. N-am înțeles prea bine nici până acum. Eu n-am înțeles-o ca pe o poruncă, ci că Dumnezeu ți-a spus viitorul ca să stai liniștit, că tu nu mai vedeai nimic înainte. Da. Stai calmat, că tu trebuie să faci ceva acum. Cam așa stau lucrurile. Deci te întreb pe tine în fața tuturor, pretinzi că te-a trimis Dumnezeu? Nu. Ai văzut? Aici ne potrivim, bate palma, că ai în dreapta ta un om la fel de smerit ca și tine, care nu are astfel de pretenții. N-am avut, nu am, Eu am avut și nu și voi nu mai avea am. până nu mi se va descoperi clar lucrul acesta. Și nu se poate descoperi lucrul acesta extrinsec. Știi cum adică? Și că am auzit o vorbă, cum mi-a zis cineva, că i-a zis nu știu ce i-a poruncit lui Dumnezeu. Știi? Numai, ci intrinsec. Adică nu se va putea treaba asta decât după șablonul și modelul pe care l-am întâlnit în Scriptură la vechii martori ai lui Dumnezeu. Și anume, în momentul când vom avea ungerea sfântă pe care Dumnezeu o dă, nu omul, da? Și pe care o promite în Faptele Apostolilor 2 cu 39, căci Da, făgăduința aceasta este aceasta. pentru voi, pentru GTG zice, cum explicați că făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru oricare număr și așa mai, iar voi n-aveți. Păi e simplu, GTG, că penultimul cuvânt îți arată clar verbul acela care e noima întregii afirmații. În oricare număr îi va chema. Chema. Ai înțeles? Trebuie să fii chemat ca să faci treaba asta. Sau cumva tu vrei să te duci, ceea ce discutam puțin mai devreme, de la tine fără să te cheme, fără să te trimită. Ce încadrare în lumina corectă a Scripturii ai da proiectului nostru de cercetare și punere în spațiu public a Scripturii? Vrei să dau o încadrare? Păi, dacă cineva se uită la noi, ar putea să zică, bă, Flavius ăsta refuză cu vehemență titlul de pastor sau păstor. Cum am și făcut data trecută când l-am acuzit pe Iacob că eu am preluat comunitatea de la Benia și am fost păstor acolo. N-am fost niciun păstor. Astea sunt niște abuzuri verbale. Bine, păstor nu sunt, pastor nu sunt, tu nici atât, eu cel La puțin am Benia fost. n-a fost biserică, comunitate, cum se Eu spune. cel puțin am fost, dar un țâr, un fel de predicatori nu suntem. Zice, acum fericim pe cei trufași. Da. Celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Cum ispitește un om rău pe Dumnezeu? Vrei să-ți dau un exemplu? Hai că sunt mai făcut curios, ia zi. Și că l-ai văzut pe robul meu, Ahab, cum s-a smerit? Vorbea Domnul cu Ilie. Ai văzut cum s-a smerit? Vrei să-ți mai dau un exemplu? Zice, mergea încet, așa s-a spus de Ahab în ziua aceea, da? Zice, mergea încet, stătea cu fața la perete și Domnul zice, îi spune lui Ilie, ai văzut ce pe robul meu Ahab cum s-a smerit? Zice, pentru asta nu o să aduc nenorocirea în timpul vieții lui. Nu uitați, dragilor, că în toată, Și
Și moaca aia pe care a făcut-o Ahab l-a ispitit pe Domnul? Absolut. Stai mă, că tu îmi spargi capul acum. Cum? Păi cum a pierit Ahab în final, mă? Nu spunând despre Mica, duceți-l și închideți-l până vin eu, hrăniți-l cu pâinea întristării. Da. Până mă voi întoarce eu în pace? Și nu i-a spus Mica, dacă te vei întoarce în pace? Atunci Domnul n-a vorbit prin mine. Ce văd Israelul răspândit pe munți ca o turmă fără păstor. El fiind păstorul. Da. Și... Adică el Ahab fiind păstorul. Da. Și el întoarce capul către Iosafat și zice, ți-am spus că nu prorocești de nimic bun? Deci el l-a ispitit pe Domnul prin atitudinea lui, fiindcă el s-a pocăit cu ghilimele, dar nu s-a pocăit. Vrei să-ți mai dau un exemplu? Băi, stai un pic. Omul lui Dumnezeu. Stai un pic. Roagă pe Dumnezeu să-mi pot trage mâna înapoi, a spus Ieroboam. Pe loc. L-a rugat. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, s-a îndurat de el, a avut milă și a tras mâna. Zice, ce? Zice ei, zice, ispitesc pe Dumnezeu și scapă. În viața mea nu m-am gândit că... Păi altfel, cum să ispitești pe Dumnezeu ca să scapi, mă? Decât rugându-te, cum să zic, folosindu-te de mila lui formidabilă, care să uită cu îndurare și milă către tine. Și să o folosești doar spre folosul tău, fără să n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Din toate câte ai spus tu în 7 ani, asta mi se pare cea mai genială. Crede-mă ce spun. Flavius. Deci ideea, bă Flavius, mutule, a te folosi de mila lui Dumnezeu. Asta? Ascultă, a te folosi de mila lui Dumnezeu. Doar pentru circumstanțele care, eu știu, îți convinție. Nu sau, este care sau care te-au copleșit și te-au muiat. Da. Nu este o ispitire a lui Dumnezeu să te comporți în felul ăsta? Genial. Fiindcă Dumnezeu știe cine ești tu, știe ce ai în cap, iar tu zici, el nu știa în momentul când îl ruga cu lacrimi Ahab, nu știa care e sfârșitul lui Ahab și ce are el în cap și cum o să... Își bată joc de cuvântul Domnului? Sigur că știa. Și cu toate astea el s-a purtat cu milă. Zice, ok, asta vrea milă, milă îi dau. El de la mine doar milă are nevoie, nu are nevoie de relație cu mine, de atitudine dreaptă față de mine. Nu asta discutăm? Vorbim de noi, dragilor, nu despre niște străini acum. Vorbim despre noi, care iar și iar am făcut treaba asta lui Dumnezeu. La întrebarea mea, de ce mi-ai citat versetul ăsta? Fiindcă stai puțin, eu am întrebat ce încadrare dai faptei noastre, uite, proiectului nostru. Uite, e versetul ăsta și e și celălalt următor. Și eu te întreb pe tine, în care dintre ele te încadrezi? Ia uite ce spune acum. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ce au vorbit ei între ei unul cu altul? Sunt două situații. Omul care îl ispitește pe Dumnezeu și îl pune la încercare pe Dumnezeu și îl chinuie ani de zile. Are și Dumnezeu Duh, care suspină. E adevărat? Băi, Sebi, băi... Are și Dumnezeu Duh care suspină, da? Dar în opoziție cu ăia care îl face pe Dumnezeu să suspine, sunt unii care vorbesc unii cu alții, iar Dumnezeu se pune pe treabă, plin de bucurie și începe să scrie. Își scrie cum a rugat Darisel să-i desenez ceva pe... astăzi m-a rugat după amiază când erai tu plecat, zice, desenează-mi ceva pe caietul meu de își scrie memoriile zilnice, zice, desenează-mi și mie ceva pe pagina aici, ca amintire de la tine. Și am desenat un vaporaș. Dumnezeu cu bucurie s-apucă și scrie în cartea sa de aducere aminte în jurnalul său
momentele frumoase trăite când a văzut pe unii vorbind adesea unii cu alții. Eu te întreb, la versetul 16 sau la versetul 15 ce te încadrezi? Că spun imediat unde mă încadrez eu. Mi-e și frică să răspund. Mie nu mi-e frică. Îmi cunosc vârful nasului. Mă încadrez și la 15 și la 16. Na, mai poți pretinde ceva de la unul ca mine? Sau mai pot pretinde eu ceva în urma unei situații atât de îngrozitoare în care mă aflu? Da? Nu ți-am spus suficient? Hai să-ți arăt. Ai dus discuția într-o zonă care generează consecințe foarte serioase. O să spun imediat ce am în cap. Tu realizezi că versetele acelea pe care mi le-ai citit din Maleahi, dacă le-ai pune, dacă vrei, doar în dreptul acelei rugăciuni pe care predicatorul, predicatorii, da? Mă refer la individul acela care se află în fața mulțimii, se pleacă pe genunchi în spatele pupitrului, în spatele amvonului și se roagă. Eu am făcut de zeci de ori, mă, o astfel de rugăciune. De sute, de mii de ori, nu de zeci de ori, o astfel de rugăciune. Când începeam serviciile divine, împreună cu formația care mă însoțea la amvon, mă plecam pe genunchi și îl rugam pe Domnul să-mi dea înțelepciune, să-mi dea cuvintele lui, să pot explica și așa, și așa, și așa, și așa. Și vreau să-ți spun că unele predici erau magistrale, copleșitoare. Pline de putere. Pline de putere. Pline de putere. Iar din toată chestia aia eu câștigam imagine. Ok. Îmi creștea ratingul în fața enoriașilor. Așa. Bă, da, a predicat fratele pastor astăzi. Hai să-ți arăt cu scriptura. Păi în contextul ăla, condiția rugăciunea noastră aceea de la început era de fapt o ispitire a Domnului încadrată la versetul 15. Exact, ți-am spus cum am procedat și eu. Am spus și 15 și 16, ne încadrăm acolo. Și nu doar eu. Știi și mai cine? Și mai cine? Cei pe care îi incriminăm noi astăzi. Acei așa ziși predicatori. Ca să nu mă refer și la enoriașilor. Cu o mică mare diferență. Că nu vor să-și recunoască condiția aceasta. Și uite ce arată pentru timpul acesta Dumnezeu. Oare nu este ascuns lucrul acesta la mine? Pecetluit în comorile mele? Care lucru? A mea este răzbunarea și eu voi răsplăti când va începe să le alunece piciorul. Știi contextul aici? Da. În care Dumnezeu știa dinainte ce or să facă. Uh-huh. Da? Da. Ți l-am citat pe Ahab, despre care Dumnezeu știa că sfârșitul vieții lui este părăsirea de Dumnezeu, da? Și cu toate astea i-a arătat îndurare, cu un an înainte. Cu un an înainte s-a întâmplat faza, când se smerea el și mergea încet, își luase un sac și își presărase cenușă pe el. Da? Da. Cu un an înainte s-a întâmplat. De momentul când se întâlnise cu Iosafat. Și când a zis, zice, i s-a părut că something fishy, miroase a pește pe acolo ceva, când s-au prezentat prorocii într-un glas, du-te la Galaad și ciudat, și a zis, mai zice, nu mai e nimeni împărat, adică nu era suficient să ia. Ceva, mai e unul, zice, dar nu-mi prorocește nimic bun. Asta e pe zice să nu vorbească domnul meu împăratul, astfel adu-l și pe el. Știi? Zice, a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti când va începe să le alunece piciorul. Că ziua nenorocirii lor este aproape și ceea ce îi așteaptă nu va zăbovi. Domnul va judeca pe poporul său, iar aici se referă la noi, Flavius.
dar va avea milă de robii săi, iau ce spune aici. Și o spun tuturor să se încreadă în cuvântul acesta care a fost pronunțat de acum 3500 de ani. Văzând că... Vor mai exact să știe, 3470 aproximativ. Văzând că puterea le este sleită și că nu mai este ce scrie aici? Nici rob, nici liber. Ai înțeles? Asta e condiția noastră. Nici liber în Dumnezeu, să zici sunt liber, gata, liber de păcat, liber în Domnul. Știi cântarea sfântă? Liber în Domnul, da? Da. Se cântă, dar nu gândesc oamenii ce cântă ei acolo, da? Și nici rob ai celorilor rău, că na, credem în Hristos, așa spunem și ne lăudăm, nu? Suntem în condiția asta dubioasă. Deci el va zice, unde este dumnezeilor? Stânca aceea, unde sunt dumnezeilor? Stânca aceea care le slujea de adăpost? Să știți, dar că eu sunt Dumnezeu, că nu este alt Dumnezeu afară de mine, eu dau viață, eu omor, eu rănesc, eu tămăduiesc, nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Ei, dacă dragii noștri suntem nici robi, nici slobozi, este din cauza că nimeni nu poate să ne mai scoată din mâna lui Dumnezeu acum. Am intrat în mâna lui și nu mai avem ce face. Dar repet, dacă mă întreabă cineva pe mine astăzi... Ce soluție este pentru starea denominațiunilor creștine? Lasă-i pe ei, dacă... Vreau să dau definiția finală a condiției noastre, Flavius, fiindcă ai spus tu, dar noi unde ne încadrăm? Nu ne-a trimis Dumnezeu pe noi? Am spus nu. Dar atunci ce-i cu noi? De ce vorbim despre lucrurile acestea, da? Da. Iar eu am explicat simplu. Suntem și în condiția aceasta, cei care ispitesc pe Dumnezeu, știe sufletul tău. Știe sufletul meu. Știe sufletul vostru, dragilor, de câte ori l-ați păcălit pe Dumnezeu și ce bine v-a mers. Ce bine ne-a mers. Din cauza că Dumnezeu e milostiv și se îndură de cel nenorocit când strigă către el. Nu e așa? Dar suntem și în condiția celor care au vorbit adesea unii cu alții și l-am făcut pe Dumnezeu să tresarte de bucurie și să scrie ceva într-o carte. Da, da. Eu sunt într-o astfel de condiție și o spun cu voce tare. Însă această condiție duală, duplicitară, schizofrenică, cum să o numesc, e cea pe care nu vor să o recunoască toți acești oameni. Nu vor să recunoască că sunt în condiția asta, că nu mai știu ce-i de capul lor. Din contră, ei sunt unșii Domnului, trimișii lui Dumnezeu. Cum spunea un secretar după ce avusese loc adunarea comitetului de propuneri, într-o zi când se făceau alegerile, da? Vine cu o listă cu niște nume și zice, noi și Domnul, zice, Domnul a hotărât, știi? Domnul a hotărât următorii frați. Când am auzit vorba asta, nu știam ce să fac, să mă ridic în picioare, să zic, chiar așa spune și mie, cum s-a întâmplat treaba asta. Dar deja eram suficient de, ca să zic, de luat la ochi, nu de predicator sau de toți oamenii de prin biserică, ca să intru la dialectică asupra acelei afirmații a secretarului comitetului ad hoc de numiri, știi? Că Domnul a hotărât pe următorii frați. Pretențiile astea, dincolo de a fi umflate, cum să spun eu, sunt, nu știu, nefirești. Și noi am arătat cu Scriptura că trăim într-o epocă în care cerul este închis. Când Dumnezeu pe pământ are doar decât doi martori. Auzi? Până și Domnul Hristos a trebuit să se supună, apropo de Domnul care este model, da?
lucrarea publică a Domnului, deși asta este o licență, lucrarea publică a Domnului. Când Domnul a început să fie printre oameni martor al lui Dumnezeu, n-a putut să facă lucrul acesta până când nu s-a spus despre el: acesta este fiul meu. De el să ascultați. Păi da, nu s-a dacă zis stau... prin prorocul: astăzi te-am născut? Nu, dar stau și mă gândesc că... Nu s-a spus prin prorocul despre momentul acela al botezului, da, Domnului: da, astăzi da, te-am da. Născut, nu altcândva? Da. Însă mă gândesc așa, din întreaga sa existență, hai să luăm grosomodo 30 de ani. Așa. Luăm așa, da? Așa. Ca un exercițiu de gândire. 12 ani, aproape jumătate, nu sunt 15, sunt 12, da? Din 30. 12 ani îi dăm la o parte, ca fiind anii copilăriei, da? Și se remarcă prin relatarea textuală a Scripturii, că la 12 ani îi învăța pe oameni în templu, de-aia și rămăsese acolo și bai că s-a cutat că se pleca de acasă, știi? Îi învăța pe oameni și oamenii erau uimiți de învățăturile sale. Erau uimiți degeaba, știi de ce? Știi de ce erau ei uimiți? Că ei n-au înțeles că în acel copil Dumnezeu împăca totul cu sine. Ei n-au înțeles că prin minunatul copil din fața lor urma să se însumeze toate cele din ceruri și de pe pământ. Și totuși doar 10% din tot timpul petrecut între oameni, da, 3 ani jumate, da. Deci ți-am spus, vorbim așa grosomodo, doar 10% s-a aflat sub semnul, sub pecetea oficială de martor. Oficial, bine ai spus. N-a fost el fără păcat și înainte? Da, da. Și cu toate astea, serviciul oficial l-a putut să-l facă fără a avea ungerea sfântă? Păi asta vreau să arăt, că nu. Nu prevedea legea că nu puteai fi preot până nu aveai 30 de ani? Prevedea legea sau nu? Da. Eu spun lucrul acesta ca să înțeleagă oricine cât de grav este să te situezi cu pretențiile, ca să nu spun cu altceva, da? Dincolo de ceea ce a decis Dumnezeu prin legislația divină. Marele împărat a emis niște decizii la nivel universal, da? Iar aceste decizii trebuiesc implementate așa cum sunt ele, nu cum aș vrea eu. Dacă de la împlinire, implementare a voii împărătești, da? Da. Nu s-a putut sustrage nici fiul, că a fost numit fiul, da? Cel întâi născut dintre mai mulți frați. Prototipul, după care oricare născut al lui Adam poate fi turnat în formă și să se nască din Dumnezeu, da? Da. Dacă de la această legislație nu s-a putut abate nici prototipul, cum ar putea ei să fie trimiși unși, neunși de Dumnezeu? Puși deoparte. Nepuși deoparte de Dumnezeu? Tu observi? Cum ar putea? Dacă Domnul Hristos, Mântuitorul, pe vremea când încă nu era Hristos, nu era unsul, ci era doar smeritul om fără de păcat, da? Nu m-am gândit că ajungem la astfel de concluzii, dar eu îți mărturisesc că eu mă cutremur de aceste concluzii. Mă cutremur și eu, fiindcă știi ce se întâmplă? Totodată am pace, Flavius, că n-am avut niciodată astfel de pretenții, asta spun. Și neavând astfel de pretenții, bă, eu am avut... Dar măcar acum le conștientizezi și zici, da, Doamne, fac-se voia Ta, e clar ce mi-a arăs, nu? Da. Că Dumnezeu din Scriptură ne-a arătat aceste realități în seara aceasta și pe parcursul acestor ani. Bine, dacă ei nu sunt, noi nu suntem, cine e predicatorul?
succesiunea de cuvinte moștenite de la cei care au avut trimiterea sfântă, iar cuvintele lor răsună peste veacuri, fie prin dispozitivele astea digitale, aceste succesiuni seriale, cifrice, da? Vorbește mai deslușit. Mă refer la cablu optic, la internet, la camera aceea, la microfonul acesta, la interfața aceea de conversie digitală, da? Care împachetează aceste informații pe care le extragem din scriptură. Na, că nu mai e nici demo cava scriptura, ci o am aici pe ecran, da? Și acționează asupra membranei prin câmpuri electromagnetice de la difuzoarele celor care ne ascultă. Acele cuvinte ale scripturii nu sunt nici ale noastre, sunt ale prorocilor care și-au deschis gura și le-au spus, și nu doar atât, a zis, stai să le și scriem, să le aibă și ăia care nu au așa ceva. Da, mărturia lor răsună peste veacuri. Ei sunt încă predicatori, aici, virtuali, măcar că se odihnesc. E ca atunci când ne dormim noi în pat, iar cineva din Australia ascultă prezentarea noastră. Ai înțeles? Acești oameni minunați au fost portavoci ale lui Dumnezeu peste milenii. Faptul că acest cuvânt... Prin intermediul scrierilor lor. Da. Faptul că acest cuvânt rămas peste veacuri a fost protejat în mod minunat de Dumnezeu ca să ajungă și la noi, este dovada, dacă vrei, supremă că mesajul lor este autentic. Și pe drept cuvânt au numit-o, dacă vrei, poetic, unii, Sfânta Scriptură, stânca veacului, veacurilor. Cuvântul lui Dumnezeu, stânca veacurilor. Nu? Da. Fie că vorbim de cuvântul întrupat, fie că vorbim de cuvântul revelat și scris, da? Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu au ajuns și la noi și sunt singurii predicatori care există în lume de atunci de când au apărut ei și până azi. Dacă cineva are alte pretenții decât ce am arătat noi, și anume că am vorbit și noi unii cu alții despre aceste cuvinte, da? Și anume că noi suntem aceia care l-am ispitit pe Dumnezeu de nenumărate ori, cerându-i și el purtându-se cu milă față de noi. E adevărat? De ce-i ceri tu în disperare de groază lui Dumnezeu când treci prin necaz? Fiindcă n-ai credința să accepți condiția pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Fiindcă aceia care au avut Duhul au fost tăiați în două cu ferăstrăul. Și au murit aruncați în arenele romane, în Circus Maximus. Stai că mă zăpăcești. De ce pui problema în forma asta? Păi ca să-ți arăt cât de reală este situația noastră, că îl ispitim pe Dumnezeu când strigăm la El. Ca să ne facă bine. Mă, tu vrei să spui acum că și lanțurile acelea de rugăciune, cu zilele de post și cu toate... Alea n-au nicio legătură, nici măcar nu îl ispitesc pe Dumnezeu. Îl fac în cel mai bun ca să râdă. Nu, noi vorbim de omul presat și stropșit care strigă la Dumnezeu, Doamne, strigau ei din barcă, nu-ți pasă că pierim? Iar el se ridică impasiv și le zice, puțin credincioșilor, pentru ce vă îndoiți? Asta e credința noastră creștină învățată din Scriptură, nu e alta, nu e așa? Când l-au pus pe Petru cu capul în jos pe cruce, a mai strigat, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Nu, chiar el a cerut să-l fie pus cu capul în jos, zice că nu sunt demn să mor în aceeași poziție ca el. E adevărat? Da. De ce a spus vorba asta? Din cauza că era martor și că avea Duhul cel glorios în el. Când a strigat în barcă, nu-ți pasă că pierim, nu era martor, n-avea Duhul glorios în el. Ai înțeles acum? Îl ispitea pe Dumnezeu din cauza necredinței lui. Băi, am discutat niște lucruri în seara asta. Eu trebuie să mă gândesc serios la ce ai spus. Da, doar din Scriptură. Dragilor, sunt doar înțelegeri din Scriptură. Și repet... Măcar că am fost mai lapidari în afirmații, în versete în seara asta. Ți-amintești ce ai zis tu când ai ieșit pe poartă
din curte să venim la studio? Da. Ce ai zis? Să-l scoatem în evidență pe Duhul. No, n-ai zis asta. Ca fiind predicator. N-ai zis asta. N-ai înțeles. N-ai zis asta. Asta am spus. Ai zis altceva. Ce, la când ce te închideai referi? Poarta. Eu am ieșit primul. La ce te referi? Și tu închideai poarta și ziceai, nu s-am ochi așa prăjit, sunt așa. Da, este adevărat. Eu am în continuare. Nici nu știu dacă sunt în stare să țin emisiunea din seara asta. N-ai zis așa? Da, și eu am zis exagerezi. Nu, deci chiar sunt în stare asta. Deci vreau să spun că za okay. Mai bună decât... Deci, Sebi, tu nu realizezi ce ai spus în seara asta. Deci noi ai spus două, trei chestii de substanță, prietene, care schimbă întreaga experiență și existență creștină a fiecărui individ din anul 2022. Noi suntem, Flavius, în condiția aceasta, nici robi, nici slobozi acum. Da. Fiindcă Dumnezeu n-a trecut pe aici. Dumnezeu a văzut că nu poate comunica cu noi. Nu ne dădea și nouă Duhul? Nu era bucuros să ne-l dea? Ba da. Dar ce spune acolo? Că am păcătuit împotriva Domnului. Da, vorbim despre perioada asta a celor 1260 de ani. Se spune clar că tot poporul ăsta a păcătuit împotriva Domnului. Din cauza că n-a știut să prețuiască. Și Dumnezeu l-a lăsat Duhului. În mâna vrăjmașilor da, săi. Da, spune da. Clar lucrul ăsta, da? Da, da, da. E, însă această lăsare în mâna vrăjmașilor este tocmai pronia lui Dumnezeu. Am intrat în mâna lui. Cine ne mai poate scăpa? Fiindcă cuvântul acela trebuie să fie adevărat, care spune și e rostit de buzele sfinte ale Mântuitorului. Nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Nu spune așa? Da, așa spune. Doar li se par vrăjmașilor că stăpânesc peste noi. Fiindcă Dumnezeu ne-a băgat acolo ca să ne învețe ceva. Zice, Domnul Dumnezeu, zice, te-a trecut prin lipsuri, te-a hrănit cu mană, zice, ca să înțelegi tu un lucru. E condiția în care ne aflăm noi, dragilor. Am vorbit unii cu alții adesea despre aceste cuvinte minunate ale prorocilor, iar Dumnezeu a notat. Asta este pretenția maximă pe care o putem avea. Îngăduiem să mai insist un pic asupra unui aspect care simt eu că n-a fost... Eu știu... Tu ai făcut afirmația, dar nu s-a explicat suficient. Tu chiar ești un om al rugăciunii. Dar tu ai făcut afirmația în seara asta că omul necăjit, apăsat, stropșit, când strigă la Dumnezeu, când se roagă la Dumnezeu, el tocmai atunci face dovada expresiei necredinței. Este adevărat. În care zace. Da. Întreb și eu, nu ca și cum tu ai fi un reper al, eu știu, rugăciunii. Întreb și eu ca apostolii. Cum să ne rugăm? Păi n-ai văzut cum a spus Domnul Hristos? Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Păi Flavius, repet, cei care aveau Duhul își puneau vreo problemă că îi înghită lei în arena? Nu. Nu e menționat așa ceva. Păi, Sebi, treaba asta e adâncă, e serioasă. Este adâncă. Pentru asta serioasă. Ar trebui să nu facem nimic altceva o săptămână decât să ne gândim până îi dăm de cap la chestiunea asta. Deci nu știu, poate tu i-ai dat de cap mai de mult și Flavius, acum chiar ascultă un lucru. Ești liniștit, pot, dar ascultă, tu mă, cu realitatea asta, eu cu am înțeles. Astea, tu mă tulburi profund. Ascultă, pe mine. Eu am înțeles-o, deoarece în viața mea am trecut prin multe situații absolut neplăcute. Ca oricare dintre noi. Păi da, cu un singur asterix. Că am strigat la Dumnezeu, m-am ținut de capul lui până mi-a răspuns și mi-a răspuns. Și a rezolvat lucrurile minunat. Și n-a întârziat prea mult să-mi răspundă. Eu n-am făcut așa. Eu m-am rugat și apoi am așteptat, m-am rugat, i-am zis lui Dumnezeu și gata. Adică, cum adică m-am rugat și m-am ținut de capul lui până mi-a răspuns?
Așa cum am vrut eu, asta n-am adăugat. Stai mă, cum adică așa cum ai vrut tu? Da mă, mi-a răspuns fix cum mi-am cerut. Păi experiența de rugăciune astăzi este că îi spui lui Dumnezeu care este problema ta și apoi el îți răspunde cum vrea el și când vrea el și tu trebuie să aștepți răspunsul. Soiul ăsta de vorbire nu e mai curat decât ceea ce, decât metoda și procedura mea. Știi de ce? Fiindcă maschează o minciună în subsidiar. Care este aia? Că de fapt Dumnezeu nu răspunde la rugăciune așa cum s-ar aștepta omul. Din cauza că trăim în perioada în care suntem lipsiți de Duhul lui, cel Sfânt al lui Dumnezeu, iar oamenii vor una, Dumnezeu vrea alta, iar ei nu vor să recunoască treaba asta. Și doar încăpățânați ca mine, ca să țin de capul lui Dumnezeu, să-L ispitească tare de tot, obțin ceva de la El. Nu doare deja cap. Da, e corect ce spun? La prima auzire stă bine în picioare ce zici. Stă bine? Eu ți-o spun pe față. Am trăit-o, am făcut-o și a funcționat. Ții minte când era beat în noaptea aceea Samson? Da. Și Delilah îi zice, Samsoane, filistenii sunt asupra ta! Și asta așa cu o mână s-a ridicat, s-a întins așa. De parcă nici nu era legat cu sforile cele mai noi. Era beat, nu? Era beat și de vin și de dragoste. Și cu astea, cu toate astea, Dumnezeu îi răspundea la rugăciuni. Eu cred că ar trebui să reanalizăm. Mă adresez celor care participă la studiul acesta, fie acum, fie prin înregistrare, eu cred. Cel puțin asta e concluzia la care am ajuns eu, pentru mine. Că trebuie să-mi reanalizez foarte serios așteptarea revenirii Domnului Hristos. De ce? Nu dacă să mai aștept sau nu. Nu, nu, dar în ce să-mi sens? Reanalizez așteptarea, adică starea, felul în care aștept. Nu poți decât să aștepți momentul acela glorios, decât cu, ca un copil care așteaptă ceva frumos. De exemplu, mers în excursie. Ai văzut Darisel cum nu doarme când are de plecat undeva? Da. Ai văzut că nu doarme? Da. Și întreabă și cât mai e? Și da? Da. Cred că nu se poate da exemplu mai simplu, mai, cum să zic eu, mai nevinovat decât felul cum un copil așteaptă ceva. Da? Da. Eu zic așa ar trebui să așteptăm noi revenirea Domnului Face Hristos. Face sens. Domnul a zis dacă nu există, veți fi ca niște copilași, nu. Da, există însă o diferență. Că nu suntem copii la minte. Ai înțeles? Da, da. Când ești copil nu te poți preface adult. Știu. Dar când ești adult te poți preface copil. Nu, dar eu vreau să spun un lucru. Domnul te invită să ai sufletul nevinovat și simplu ca un copil, da? Da. Dar să nu fii copil la minte. Mă refer la capacitatea noastră de a gândi pe care o avem. Mă refer la doza de informații cu care ne-am dozat. Da. Care nu ne permite nouă, la doi indivizi ca noi, să stăm nepăsători în fața unor cunoștințe atât de formidabile de Scriptură. Și automat, înțelegerile astea, tu ai văzut ce probleme și întrebări ne ridică. Apropo și când de, vorbim de... la telefon și sunam, bă, Flaviu, și zici, tu zici, bă, Sebi, uite, ia uite ce m-am gândit, știi? Apropo de chestia asta... Nu stă mintea liniștită după ce cunoști toate lucrurile astea. Când săptămâna aceasta am vorbit la telefon pe tema... Am spus la începutul emisiunii și a zis mă deranjează, interlocutorul meu a zis mă deranjează
tare de tot pretenția ta că numai voi doi aveți dreptate și ceilalți sunt niște proști. Și eu am răspuns, că noi nu avem pretenția că doar noi doi avem dreptate, ci avem pretenția că tratăm în serios aceste lucruri. Și aștept ca și alții, și am spus, aștept ca tu să tratezi la fel de serios aceste lucruri. Și el mi-a răspuns, de unde știi că nu tratez serios aceste lucruri? Că poate n-a susit momentul să le tratez serios. Și eu am zis, băi nebunule, tu înțelegi că în 2016, în 2015, când eu am constatat cu Scriptura că tot ceea ce am crezut o viață întreagă nu stă în picioare cu Scriptura, tu realizezi că în momentul ăla eu am înnebunit și n-am dormit o noapte întreagă un an și șase luni? Un an jumate eu n-am dormit o noapte întreagă. Tu realizezi, i-am spus, și eram indignat, eram cu Adriana în mașină și vorbeam la telefon. Zic, tu realizezi că la momentul ăla a fost atât de chinuitor pentru familia mea că dormeam în... o singură cameră în care dormeam. Și dormeam în același pat. Eu, Adriana și Darisel. Și eu toată noaptea stăteam cu telefonul, cu Biblia. Deschis. Deschis. Luminam, flicăneam, făceam. Toată noaptea. Nu puteam să dorm, Sebi. Dormeam 2 ore, mă odihneam, mă trezeam. Iar începeam. Iar stăteam vreo 4-5 ore. Iar ăsta a fost programul meu un an și jumătate. Până când Adriana a zis, tu ești omul pe care eu nu-l mai recunosc, tu o să înnebunești, tu o să ajungi la nebuni, plângea când îmi spunea treaba asta, eu nu mai pot să dorm din cauza ta, tu n-ai zi, nu ai noapte, tu nu mai ai familie, te rog din suflet, în zori eu o să-mi fac bagajele și eu mă duc să stau la București. 2 săptămâni, 3 săptămâni, până te regăsești, băiatule. Și i-am spus, tu înțelegi că momentul în care eu a intrat în ureche un cuvânt care era altfel decât credeam eu și am analizat cu Scriptura să văd cum e, cum am crezut eu sau cum am auzit. Iar această auzire a venit din discuțiile contradictorii pe care noi le aveam. În momentul ăla viața mea a sărit în aer un an și jumătate. Iar tu îmi răspunzi cu o lejeritate și am spus a unei desfrânate care stă pe o grămadă de bani cu fundul și zice că poate n-a sosit momentul când să cercetezi serios aceste lucruri. Și apoi am încheiat discuția spunând următoarea propoziție. Tu spui că mă iubești și că ți se rupe sufletul de mine. Eu de ce îți spun aceste lucruri? Că te urăsc sau că te iubesc? Iar el mi-a spus, este ultima dată când mai port cu tine o astfel de discuție și eu am spus, abia am început să purtăm această discuție. Pentru că eu vreau să fie încă una și încă una și încă 1000. Până le dăm de cap. Deci, lucrurile astea nu pot, Flavius, nu pot fi luate altfel decât abrupt în felul acesta și până la capăt. Măcar în toată experiența pe care o avem noi în viața asta, că eu pot să confirm despre anumite înțelegeri pe care le-am acumulat în mintea mea, cu care am intrat în contact, da? Înțelegeri cu care am intrat în contact, că au declanșat astfel de stări la mine. Doar că eu n-am avut de dat, eu știu, socoteală unui anumit cadru social, cum e cazul tău, că ești căsătorit, da? N-a putut cineva să, eu știu, să fie atât de afectat de, știi tu, nebunul cu ochii lui închiși, știi? De pe un munte, într-o țară foarte îndepărtată. Experiențe de felul ăsta am avut și o sumedenie în cursul anilor, în căutarea și cercetarea mea. Și eu ți-o spun că din tot ce s-a făcut în lumea asta vreodată, dacă te referi, dacă ai vrea să te referi, uite, la experiența ta subiectivă de om, nu există căutare
preocupare și faptă mai nobilă decât asta. Și anume, a lua cuvântul lui Dumnezeu în serios, abrupt și până la capăt. În felul acela. Nu există, eu nu consider că poate fi ceva mai serios pentru sufletul omenesc. Mai cu seamă că noi am ajuns la concluzia care stă în picioare cu Scriptura, că acest cuvânt, scrierea aceasta, este singurul predicator de pe Terra, da, la momentul ăsta. La ora asta, pe pământ, repet, nu există alt predicator, alți predicatori, decât doar cei care cândva au avut Duhul și ne-au lăsat și nouă scrierile lor. Știu că este destul de incomod. Însă afirmația mea ar fi foarte, ar suna foarte simplu și lapidar dacă nu aș completa-o cu următoarea afirmație. Consecința celor spuse este că toți cei care pretind că sunt duhovnici, că au vreo ungere sau vreo chemare din partea lui Dumnezeu, nu au. N-au avut niciodată. Sunt unși mincinoși? Sau cum spune Cornilescu, nemai traducând cuvântul Hristos, Hristoși mincinoși. Unși mincinoși, da. Hristoși mincinoși. Nu i-a chemat Dumnezeu, nu i-a trimis El, decât cei care au avut ungerea sfântă și de ale căror scrieri ne bucurăm și toată noi. Toată această diversitate, subunitate anumită creștinism, toate aceste căprării, subdiviziuni ale aceluiași popor numit poporul creștin, a lui Hristos, da, Domnul, da, nu au decât o singură soluție în fața acestei realități, și anume planeta, creștinismul, dacă ne rezumăm doar la cei care și-au luat Biblia ca etalon, ca referință, da, pentru credința lor, trebuie urgent să ajungă cu crezul lor la același numitor comun cu cel al predicatorilor. Mai simplu spus, dacă tu spui că predicatorul sau predicatorii, dacă vrem pluralul, în lumea noastră sunt doar cuvintele care ne-au rămas de la cei trimiși, mandatați, nu, și înnobilați, sau dacă vrei, nu cuvintele, Flavius, direct aceia de atunci. Scrierile. Aceia de atunci, care ne-au lăsat și nouă ceva. Care doar ei au fost. Care ne-au lăsat ceva. Da. Îți dai seama că ei nu doar că au vorbit unitar, dar nu se poate o predică a lor să genereze 3400 de crezuri diferite. Tocmai asta doream să-ți arăt ca argument. N-au fost ei absolut, cum să zic eu, nu s-au completat ei perfect în tot ceea ce au spus, fără să știe chiar unii de alții? Da. Dovada că vorbea unul și același Duh prin ei. În timp ce această contrazicere care există în lume, în lumea creștină, nu vorbim deloc hinduism sau nu știu ce. Da, da, da. Lumea creștină. Este dovada. Este dovada că nu i-a trimis nimeni. Că nu e nimeni trimis dintre toți aceștia. Nu, nu. Sunt trimiși. Dar nu de Duhul nu, Domnului. Nu, eu m-am referit strict la trimiterea sfântă din partea lui Dumnezeu aici. Nu există așa ceva. Problema pe care o avem este că accepta acest adevăr al martorilor, al celor doi martori, după cum vorbește Apocalipsa 11, este echivalent cu a renunța la, eu știu, la orice pretenție. Este echivalent cu a trânti în țărână orice, eu știu, poziție pe care și-a adjudecat-o sau și-a asumat-o careva până acum. Mă refer poziție din asta nefirească și nejustificată. De trimis al Domnului, de chemat, ales, eu știu, hirotonit, uns sau cum se mai numesc, da?
Apropo de scrieri, uite, Camelia Vergu ridică o problemă pe care au mai ridicat-o și alții de-a lungul prezentărilor noastre. Poți să postezi burtiera. Ce la cinzecime mi se pare că totuși nu toți erau scufundați cu apă și totuși limbile de foc au fost peste toți. Dragilor, vreau să fac o pledoarie la inima voastră în momentul acesta. Probabil că din neștiință sau din necuvința corectă față de felul cum trebuie abordat textul scripturii, unii dintre noi ajung prea repede, se pripesc să tragă concluzii nepotrivite. Uite, eu vă dau niște exemple ca să înțelegeți bine la ceea ce mă gândesc. Camelia zice, la cinzecime mi se pare că totuși nu erau botezați, scufundați cu apă, unii. Eu îți spun că ți se pare, iar acest ți se pare vine din faptul că nu este menționat în textul Scripturii. Voi v-ați gândit vreodată că nu scrie nici unde în Sfânta Scriptură că măcar vreunul din cei 12 apostoli au fost botezați cu apă? Că la întrebări și răspunsuri sâmbătă, cineva făcea gălăgie, că trebuie să... Gălăgie în sensul că propunea sus și tare modelul, Iisus modelul nostru. Păi, înainte ca Iisus să fie modelul nostru, a fost modelul lor, mă. Iar modelul nostru este așa, prin scripte, vorba ta. Iar modelul lor a fost, cum zicea Petru, ce am văzut, ce am auzit și ce am pipăit. Și totuși nu se menționează niciunde în Sfânta Scriptură că măcar unul din cei 12 apostoli a fost și el scufundat în apă ca Iisus. Cum s-a scufundat Iisus la Iordan? Ca să nu mai vorbim că avându-l pe Ioan în mijlocul lor ar fi trebuit să fie scufundați de către Ioan, nu? Însă eu ridic acum o problemă foarte serioasă. Primul ucenic al Domnului n-a fost predicatorul neamului românesc? Românesc, da. N-a fost Andrei? Da. Și Andrei n-a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul? Da. Dar nu se spune nimic despre Andrei, că l-a botezat Ioan înainte de a fi ucenicul lui Iisus, sau că s-a mai botezat cu apă după aceea. Nu se spune nicăieri, nicăieri. Eu stau și mă întreb cum poți să fii ucenicul lui Ioan Botezătorul dacă nu te botezi. Adică cum poți fi numit adeptul, urmașul, enoriașul lui Ioan Botezătorul, iar ție ți-e frică de apă, nu te-ai scufundat în apă, nu te-ai botezat niciodată. Domnul a aflat că fariseii au auzit, exprimare aici. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și scufundă mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu scufunda el însuși, ci ucenicii lui. Asta e chiar culmea. Deci nu se menționează în Sfânta Scriptură că ucenicii ar fi fost scufundați, dar ei scufundau pe alții. Ca să nu mai vorbim despre Ioan Botezătorul, despre care nu se spune niciunde că el însuși la rândul a fost botezat cu apă. Nu se spune nici că s-a botezat singur, cum obișnuiește zmintitul de Flavius. Ce vreau să spun cu aceste lucruri? Din necunoașterea. Tu știi că doar din necunoaștere, doar despre Pavel se spune că a fost botezat. Iar el chiar recunoaște mai târziu. Păi, da. Eu când am zis cei 12 apostoli, nu mă refeream la Pavel, mă refeream la Iuda, care făcea parte din cei... Zice, și acum ce zăbovești, a spus Anania, da? Dar aici zice, nu știți că toți cât am fost cufundați în Iisus Hristos, am fost cufundați în moartea Lui? Dar aici nu se referă la scufundarea cu apă.
Nu, se referă la Duhul Sfânt. Scufundarea cu Duhul Sfânt. Adică dacă ai devenit una cu Hristos, ai devenit în toate privințele, nu? Nu înțeleg pe baza unor exemple exagerate și greșit înțelese din Sfânta Scriptură cum oamenii se opun. Fii atent, Flavius. Unor lucruri nu cunosc Scriptura. Foarte simple. Nu cunosc Scriptura. Pus. Noi am fost săptămâna trecută la Terme, da? Da. Și eram acolo și eu, și tu, și Darisa, și Adriana, și Alin. Da. Și ne-am gândit noi doi că atunci când ne vom strânge împreună în același loc, să le propunem tuturor să ne scufundăm în numele Domnului Hristos. Și era liberă piscina. Și mă gândeam cu câtă bucurie a venit și Darisa și s-a scufundat. Ne-am ținut de mână toți și ne-am scufundat în numele Domnului Iisus. Unii consideră lucrul acesta un sacrilegiu. Alții o bat jocură la adresa sacralității și sfințeniei botezului. Alții o mare bucurie, despre noi vorbesc. Însă eu întreb în momentul ăsta. Nu ar trebui să luăm cu bucurie din mâna lui Dumnezeu toate lucrurile frumoase? Mă refer la practicile de credință pe care El le pune în fața noastră? Și dacă acestea sunt fie exemple ale pocăinței noastre, fie doveze ale smereniei, fie, eu știu ce, exemplificări ale onorării numelui Său, lucrurile acestea nu ar trebui să le facem noi iar și iar, sau cum zice Scriptura, ori de câte ori? Uite ce frumos spune Flavius aici. Noi toți, în adevăr, am fost cufundați de un singur duh. Ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Ce spune aici? Toți. Toți, în adevăr, am fost scufundați de un singur duh. Suntem de naționalități diferite, de condiții sociale diferite. Nu se poate contesta această condiție, această poartă îngustă, această cale îngustă pe care o pune Domnul Hristos în fața tuturor, că împărăția cerurilor nu poate fi văzută decât de cei care se scufundă în apă și în Duhul Sfânt. Știi cum pun care eu... se nasc din aceste două elemente, da? Știi cum pun eu și cum pledez eu pentru aceste lucruri? Uite, hai să fac o comparație între cină și botez. Îl avem noi pe Domnul acum în mijlocul nostru? Știi că se obișnuiește a se spune prin comunitățile de credință că Domnul este în mijlocul nostru. Îl avem noi acum pe Domnul în mijlocul nostru? Întreb. S-ar vedea. Dar nu e așa, că avem noi acum, ori de câte ori vrem, elemente care amintesc despre Domnul și despre ce a fost Domnul pentru noi? Mă refer la pâinica care simbolizează trupul Său și la vinul care simbolizează trupul Său, și nu ni se poruncește ca măcar aceste amintiri, aceste pomeniri ale Lui să le facem ori de câte ori putem? Asta e învățătura despre cină, nu? Dar avem noi acum Duhul Domnului în mijlocul nostru, cum l-aveau martorii Săi? Tu îți dai seama că dacă ar exista Duhul Sfânt în mijlocul nostru, după cum vorbești, am fi avut datoria sacră de a ne adăpa, cum spune Pavel, iar și iar din acest izvor de viață? Da, acest Duh
sau botezul cu Duhul, conform afirmației pe care ai făcut-o tu chiar acum înainte de pledoaria mea, și spuneai că există o cale foarte îngustă, este îngustă pe care trebuie să pășești, da. Și ea este compusă din apă și din Duh. Și din Duh. Dacă n-avem Duhul, n-avem noi oare apa? Apa o avem. Cum se face că în condițiile în care noi, cei de astăzi, n-avem Duhul, ne gândim prostește și respingem și apa? Tu spuneai, dacă noi am avea Duhul, dacă noi am avea Duhul acum, n-ar trebui să ne adăpăm iar să ne scufundăm. O să le arăt imediat. Să ne adâncim în acest Duh. O să arăt imediat tuturor celor dragi care ne ascultă lucruri ascunse de la facerea lumii, cum zicea prorocul, știi? Există acolo un cangur în Australia care mărturisește treaba asta. Ai văzut puiuțul ăla? Scoate capul din marsupiu, pac, se pitește la loc acolo. E adevărat? Uite, înseamnă ceva parabola asta. Înainte să spui parabola asta... Am spus-o, Flavius, fii atent ce spune Scriptura. Zice, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Domnul Hristos a făcut afirmațiile astea. Împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Eu vreau să te întreb un lucru. Cei care s-au scufundat în apă primind mărturia lui Ioan Botezătorul au primit Duhul Sfânt atunci? Nu. Ai văzut ce discutam? Dar de ce nu era condiția ca să te scufunzi și în apă și să primești și Duhul ca să fii intri în părăția lui Dumnezeu? E îngrozitor ce arăți. Păi arată un lucru simplu, și anume că lucrurile, vorba lui Solomon, își au vremea lor. Toate lucrurile orânduite de Dumnezeu și au timpii lor hotărâți, da? Și trebuie ca în acel moment să reacționezi așa cum dorește Dumnezeu să reacționezi. Marele împărat a zis, uite, acum toată lumea capul la fund, da? Iar Domnul a spus-o pe față că prin gestul lor, cei care s-au scufundat și au primit botezul lui Ioan, au dat năvală, practic, ca să pună una pe împărăția cerurilor pe care o predica Ioan, da? Să nu-și imagineze cineva că la ziua cinzecimii, cei care au reacționat cu bucurie primii când au văzut efectele Duhului au fost alții decât cei care... Observ ce discutam, Flavius? Sunt mâhnit, mă, Sebi. În opoziție cu situația asta sunt alții care spune că au ratat planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind. Predicatorii cu ghilimele. Zice, tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii, ăia, răufamații ăia, vânduți ăia, vânduți romanilor, au dat dreptate lui Ioan primind scufundarea lui Dumnezeu, scuze. Au dat dreptate lui Dumnezeu primind scufundarea lui Ioan. Dar predicatorii, unșii Domnului, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Observi că între popor și planurile lui Dumnezeu se așează această zădărniceală adusă fix de cei care pretind că ar fi ei predicatori și trimiși ai Domnului. Știi de ce sunt? Noi practic ne-am terminat expunerea și am încheiat subiectul. De ce îi spuneam lui Sebi că sunt mâhnit? Să-mi pui și mie două burtiere, Sebi. Lasă, așa, e posibilitatea. Sunt mâhnit că după atâta discuție, Marius Câv, căruia îi acord destul de multă atenție în cadrul discuțiilor noastre, zice, botezul e unic și trebuie făcut în Sfânta Treime, în Sfânta Trinitate. Mă întreb, Marius, de ce tratezi cu atâta superficialitate
argumentațiile noastre și nu stai un pic să te gândești, Ioan, în numele Sfintei Treimi scufunda? Că vorbim despre botezul cu apă. Tu realizezi că formula de botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh se folosește doar în cazul scufundării cu apă, nu și în cazul scufundării cu Duh. Realizezi treaba aceasta, da? Tu realizezi că formula, Marius, aceasta n-a fost folosită niciodată de cel care a fost trimis de Dumnezeu să patenteze scufundarea cu apă? Tu realizezi că însuși Domnul Hristos nu este menționat niciunde că a fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cum spui tu, în Sfânta Trinitate? Mă întreb, de ce tratezi cu atâta superficialitate chestiunea aceasta? Sau încăpățânare? Sau, nu știu, gândește-te și tu la ce spun eu acum. În aceeași ordine de idei despre scufundare, Alin Bota zice, arată-mi în Biblie cine s-a botezat singur, Flavius. Aline, nu pot să-ți arăt. Decât prin dovezi indirecte. Pentru mine este suficient reflexivul din Marcu 16:16. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Pentru mine este suficientă afirmația din raportul scufundării lui Iisus, zice, și atunci Ioan l-a lăsat, nu i-a mai stat împotrivă. Dacă vrei, poți să iei și ceea ce îți spune Camelia Vergu când zice, cred că esenienii se botezau singuri. Ok. Dar cred că ați înțeles greșit ceea ce vreau eu să spun. Eu nu susțin și nici măcar nu exprim ca o revoltă că omul trebuie să se scufunde în apă, să se boteze singur. Nu mi-am dorit niciodată lucrul acesta. Am ajuns în situația să n-am încotro. Voi înșivă, cei care ați văzut momentul filmat și explicația când eu m-am botezat la Iordan, că acolo un ascultător de-al nostru, urmărindu-mi Facebook-ul, a văzut că eu postez imagini de prin Israel și a zis, m-a sunat pe Facebook și a zis, ești în Israel? Da. Oh, vreau neapărat să mă văd cu tine. Zic, păi unde ești? El zice, în Ierusalim. Zic, eu nu mai sunt deja în Ierusalim, sunt în Iordania acum, dar mă întorc și când mă voi întoarce, merg la Iordan. Vreau neapărat să mă botez. Eu plecasem de acasă chitit cumva să îl conving pe Aldea să mă boteze. Ce vorbești, băi? Cum să-l convingi pe Aldea să te boteze? Aldea a făcut cum le-a numit, mă? Când am ajuns la locul, la situl arheologic, la nunta din Cana, le-a propus celor căsătoriți care vor să facă o rugăciune de rededicare în legământul căsătoriei. Se birâde. Și au fost câțiva care s-au dus acolo împreună cu Aldea și Aldea i-a binecuvântat. S-a rugat din nou pentru reangajarea, rămânerea, recimentarea, repararea sau... Așa, nu că se stricase ceva, ce recunoșteau ei că se stricase ceva, chiar dacă se stricase. Dar cu nunta au făcut, dar cu rebotezarea, Doamne feri, cum? Cum adică să te botezi încă o dată? Deci, Aldea nu te puteai apropia, mai ales să boteze un ciumat ca mine. Deja eram un scandal ca prezență. Și am zis, în mintea mea, mă botez singur, știi? Dar când mi s-a oferit ocazia și prietenul acesta din Republica Moldova era, a venit și a zis vreau să mă botez tu la Iordan,
fiind amândoi în apă, am spus, prietene, acum e rândul tău să mă scufunzi pe mine. Eu l-am scufundat pe el și zic, acum este rândul tău să mă scufunzi pe mine. Și el, uimit de cererea pe care eu i-am adresat-o, a zis, cum, dar ce n-am făcut asta niciodată? Și zic, e prima dată, hai. Da, zic, e prima dată. Eu nu mi-am dorit niciodată să mă scufund singur. Dar dacă la căprării nu te scufundă pe temeiul mărturisirii tale de credință? Pe Ioan cine l-a scufundat? Dacă la căprării te obligă să mărturisești ce vor ei, nu ce vrei tu? Să și minți. Să și minți, că dacă îți dorești cu tot din adinsul botezul, chiar săptămâna aceasta am avut pe cineva care în momentul ăsta este pe chat, aici cu noi, și care povestea experiența mărturisirii la botez și spunea că eu am fost sfătuit să spun ce vor ei să audă, că altfel nu mă botează niciodată. Și eu îmi doream foarte mult botezul. Așa că am spus ce au vrut ei să audă. Voi realizați în ce situație nenorocită suntem? De ce ar trebui, Alin Bota, să-ți arăt cu scriptura că cineva se poate scufunda singur? Ți-am arătat tocmai, v-am arătat că nu trebuie să luăm pentru crezurile noastre absurd scriptura la bani mărunți. Scrie că trebuie să te botezi singur, scrie că trebuie să te botezi de două ori. Eu v-am spus, uite, nu scrie că apostolii au fost botezați. Nu scrie că Ioan Botezătorul a fost botezat. Cum răspundeți la ceea ce vă arăt eu negru pe alb? Cine l-a botezat pe Ioan Botezătorul? Ai putea să presupui că Ioan mărturisea botezul cu apă el însuși ne practicând așa ceva? Este absurd până la limita, dincolo de limita absurdității. Cine l-a botezat pe Ioan Botezătorul? Însă îl înțeleg pe Alin Bota, el vrea negru pe alb, să se scrie acolo negru pe alb. Nu există acest negru pe alb. Eu pentru altceva pledez aici, în fața voastră. Și cred că voi ați înțeles bine de tot pentru ce pledez. Aveți grijă de voi, dragilor, vă dorim noapte bună. Vă mulțumim din suflet tuturor acelor la care v-ați gândit să ne susțineți. Fie în rugăciune, fie emoțional din când în când fiind prezenți cu noi, lângă noi, sau vorbind la telefon, sau financiar pentru continuarea proiectului acesta. Vă mulțumim tuturor care, așa cum considerați că ne puteți fi aproape, ne sunteți aproape. Vă dăm întâlnire vinerea viitoare cu un nou studiu și atât. Noapte bună! Mulțumesc.
pentru tot ce-am primit. Eu n-am meritat, Iisus iubit. Prin rănile tale am primit, sunt mântuit prin har. Domnul meu, lumina mea, cerul ai deschis prin Golgota. Domnul meu, lumina mea, cerul ai deschis prin Golgota. Pentru sănătate, Doamne!
spate.